Verdictul Danei Budeanu este scris de Cătălin Botezatu, mai ales glumele despre fătălăi. Mare amator de poezie, Cătălin Botezatu l-a studiat de mic pe Tudor Arghezi. Cu vreo câteva tuleie, mă, tu semeni a femeie, la sprânceană, fetișcană, subțioară de fecioară, ai picioare, domnișoare, coapsă lată, adâncată, ca în zuvelci, urechile ca doi melci, doi zulufi cu doi cârcei, două boabe de cercei, dezlipite de muiere și al dracului a miere și a țipăroase, hoitul tău miroase. Devenind astfel om de cultură, artă, modă și televiziune, Cătălin Botezatu a inventat toate creatoarele de modă din România, îmbrăcându-le din cap până în picioare, cu sau fără chiloți. În pas cu vremurile, Cătălin lovește și în online și critică pe toți fătălăii prin vocea Danei Budeanu. Stăm de vorbă cu cel care a descoperit că verdictul Danei Budeanu este scris de Cătălin Botezatu, specialistul în online și critic literar, domnul Cristi Popesco. Bună seara, domnule Popesco, și felicitări! Cum ați reușit să descoperiți faptul că verdictul Danei Budeanu este scris de Cătălin Botezatu? Da, bună seara, mulțumesc pentru invitație. A fost într-adevăr o descoperire uluitoare pentru majoritatea oamenilor, însă pentru mine ca specialist nu a fost atât de nemai văzut. Semnele au fost acolo dintotdeauna, primele indicii eu le-am avut când am ghicit în cafea. Eu mai ghicesc în cafea, dar nu cum ghicesc oamenii în cafea normală, eu ghicesc în boabe, le iau, le sparg în dinți și după aia le scuip tare pe perete și se formează imagini și citesc în imaginile respective. Și la un moment dat mi-a apărut o imagine cu niște glezne dezvelite de bărbat cu lacrimi pe ele. Și la fost momentul am zis, da, trebuie să investighez. Iar pentru cercetare am folosit inteligența artificială, pentru că eram mahmur în ziua aia și am luat un robot care să îmi analizeze textele Danei Budeanu la cuvânt, la literă. Și mă interesa să văd exact care e ponderea între mafioți, amețite și fătălăi. Și am fost foarte surprins să văd că cele trei cuvinte erau împărțite în mod egal, 33,33% perioadă, ceva foarte greu de făcut când vorbești improvizat, și mi-am dat seama că Dana Budeanu are textul scris de acasă. Era clar că nu citește textul, pentru că m-am uitat la ochii ei și ochii nu se mișcau, deci nu era prompter. Mi-a fost greu să mă uit în ochii ei, că mă intimidează foarte tare. Și de asta m-am dat seama că are suflor. Are suflor, și cum îți dai seama cine e suflorul, pentru că nu se vedea nimeni în cadru. Pentru asta am dat play înregistrărilor ei cu reverse. Am ascultat reverse la 2X, pentru că la 1X e doar incantație satanică, și atunci am recunoscut o gâfâială a lui Botezatu. El are o anumită gâfâială în voce, enervantă, de asta și Dana Budeanu e nervoasă în clipuri. Da, și ăsta a fost procesul prin care mi-am dat seama. Complicat, ar spune unii, dar pentru un specialist ca mine n-a fost deloc greu. Și da, asta a fost. Mulțumesc pentru invitație, seară frumoasă! Noi vă mulțumim, domnule Cristi Popesco, pentru descoperirea dumneavoastră. Stimate intelectuale și stimați intelectuali din online, eu sunt Cosmin Covei și v-am adus știri neconfirmate. Până data viitoare, fiți deștepți, ajută la sănătate!